Cum s-o bat eu dacă ei era biată, biată, moartă? Moartă, că cădea jos pe drum. Poate i-a dat cineva și i-a s-a dus și a spus de mine. N-am văzut-o niciodată să muncească. Întotdeauna am văzut-o biată pe drumuri, țipa, urla, cânta. Soțul o chemat-o, ea era pe drum. Și soțul a invitat-o în casă. Ea era pe drum, era biată deja. Eu cred că ea nu are bani și dorește bani. De la cine ar putea obține acești bani? Eu cred de la soacra mea. Pentru că eu cred că soacra mea a pus să facă așa ceva. Eu cred că ea a fost plătită de soacra mea. Ele vreau să-mi fac răul ca să aparțină copiii la soacra mea. Ba mai mult, Tatiana susține că ea e de fapt victima. Aici este a doua oară când m-a bătut mai tare. Aici, că a înregistrat fiul meu, i-a înregistrat pe ei cum mă bătea. Și maică-sa, cum mi-a smuls părul din cap, uitați-vă, și ăsta nu-i tot, bine, că eu am mai aruncat. Eu, aici, ea sunt pleșcată, dar eu fac într-așa, nu mai am păr, dar eu fac așa, ea ca să nu se vadă. De-aia, ei nu și-au dorit, pentru că el mai are un copil cu altă doamnă, în care mama lui întotdeauna a spus să se dezică de copilul ăla și să nu plătească pensia alimentară. Însă pensia alimentară o plăteam eu. Îi dădeam banii lui maică-sa și maică-sa se ducea la poștă. Ăsta e telefonul când prima dată m-a bătut cu fata. În legătură directă cu noi este Tatiana Nedelcu, femeia pe care o acuză invitata mea că a snopit-o în bătaie. Bună seara, Tatiana! Am văzut și ce ai spus în material, dar am vrea puțin să ne spui de ce ai dat mesaj să-și retragă plângerea, pentru că până la urmă femeia a dovedit că a fost bătută de tine. Am dat-o... Bună seara, doamnă! Bună seara! Deci vreau să vă spun, eu am arătat mesajele toate la colega dumneavoastră, în care nu este adevărat că am amenințat-o să-și retragă plângerea. Da, spune. Vroiam doar să vorbesc cu ea, în care să spună doar adevărul, să nu spună minciuni, pentru că eu deja mă chinui. Nu mă interesează, eu te merg peste tot cu tine, nu te las. Că tu aproape să mă omori, Tatiana, eu nu te lăs. Așa. Că tu ai mers în casă la Florentina Zaharia și acolo au fost toate. Și ai chemat-o și pe Silvia Broască și acolo ai fost să mă omori. Tatiana, este adevărat că ai bătut-o acolo, pe... Acolo eu te merg și la toate cele. Nu este adevărat nimic, da. Doamnă. De ce nu spune... Mergeți la deținătorul de minciuni și de ce nu spune cine a bătut-o? Ea mergea pe drum cu o sticlă de vodcă, de rachiu, cum se spune, aici. Nu spune minciuni, merge aici. De ce nu spui că tu beiai... Nu. De ce nu spui că beiai vodcă pe drum? Nu, de ce nimica. Nu spui chestiile astea? Ești o criminală. Cădeai pe jos de mureai, cădeai. Ești o criminală, Tatiana. Tu ești o criminală, aproape să mă omori. Stați o secundă, doamna Tatiana, am o întrebare. Dumneavoastră care plângeți acum și sunteți victima, spuneți, pa unei scenări din partea fostei soacre și a socrului, nu sunteți cumva aceeași persoană pe care eu am văzut-o la știri că și-a snopit copiii în bătaie? Da, eu. Vorbesc cu... Ca să nu vă confund, să nu fac vreo greșeală. Da, sunt eu. Păi atunci să fii sănătoasă, doamnă. Da, sunt eu, dar nu este adevărat ceea ce scrie, doamnă, pentru că eu nu am vrut, un moment, nu am dorit să ajungă în presă, însă în presă... N-ați dorit să ajungă în presă că v-ați lupit copiii în bătaie și vi-a luat soțul. Da, situația e mai gravă de atât. Stimați invitați, copiii sunt luați de autoritatea tutelară, soțul nu mai este cu doamna, situația este foarte gravă. Aia a fost o situație, asta e alta. Nu, situația de acum dovedește încă o dată că doamna are accese violente, asta în cazul în care este adevărat ce spune invitata doamna, noastră. Doamna Tatiana, eu vreau să vă întreb altceva. Spuneți-mi și mie dacă doamna de aici, de pe canapea, invitata noastră, umblă pe stradă sprijinindu-se în sticla de vodcă, de ce ați chemat-o să aibă grijă de mâncare? Că puteați vă dea foc la casă. Doamna, nu, altă... Nu, m-a chemat... Nu, m-a chemat eu niciodată să... Florentina Zaharia și eu am fost la Florentina Zaharia acolo.
și-o chemat-o și pe Silvia Broască. Și a chemat-o și pe aia să vă bată? Da, acolo m-a lovit, acolo la da, Florentina. Hai să întrebăm motivul. Că eu nu înțeleg unde v-ați, unde v-ați bătut. La Florentina Zaharia. La altcineva acasă. Doamna Tatiana, dar este adevărat că dumneavoastră ați bănuit că invitata noastră are o, a avut o relație cu soțul... Mă rog, cu care nu mai sunteți acum. O spus că m-am culcat cu Iulian și cu Cezar Maesa. Este adevărat că ți-a acuzat-o de... O spus că sunt ridichiloți, sunt fac... Doamne, nu am acuzat-o pe ea că ea s-a culcat cu soțul meu. De ce minți, Elena? Ba da, uite acum, de ce minți? Să mă pui aici așa, păi să hai, fă tot, detector... Facem detectorul da, de minciuni. Da, da, da. Să vezi cine, tu ce arăt eu pe cine? Cine spune minciuni, cine... Da, eu da, nu ți-am spus că te-ai cu soțul meu. Eu nu ți-am spus. Da. Eu ți-am spus... Te-am ai întrebat spus, doar spus, atât. Cu... Ele, stai, stai. Te-am ce întrebat doar dragă? Atât. Mă lași pe mine să vorbesc ceva? Da, da, spune, spune, Tatiana. Deci, eu doar atât te-am întrebat. Elena... Ți-aduce aminte când tu erai pe stradă, erai biată, ruptă și vorbeai cu cineva la telefon. Și... Cine te-a invitat la mine în casă? Nu nimic, nu deci asta de e o întrebare. A doua întrebare. Scuză-mă, pot să mă lași să vorbesc? Da, atunci vorbea cu ea fiind tot beată, stai nu? Puțin, adică... Stai puțin, stai. Spune, dragă, spune, hai că te lasă. A doua întrebare. Ai băut cu soțul meu în casă? El da răspunde, sau nu? Răspunde. Da, atunci da, dar nu m-am culcat cu soțul, că ai spus că m-am culcat cu soțul tău și nu m-am culcat. Păi nimeni n-a spus. Eu înțeleg că întrebările astea i le-a pus atunci când s-a... Spus așa acum, ceva. Acum eu jur spui, că nu am spus așa ceva. Doamna Tatiana, te-am întrebat, doamna Tatiana, aceste două întrebări le-ați adresat în ziua aceea când însă a făcut plângere? Nu. Acum e acum. Vă rog frumos să ne răspundă doamna. Deci, v-ați întâlnit cu ea atunci și ați întrebat-o elegant aceste două lucruri. Dacă s-a culcat cu băiatul, cu bărbatul dumneavoastră și încă o întrebare, dacă nu? Dacă a băut cu el. Nu, nimic, așa spune, mă face. Nu, doamnă, când v-ați întâlnit cu ea... Eu am întrebat-o doar. E adevărat că fostul Iulian Nedelcu... Te-a invitat în casă, doamna sau Tatiana, nu? Doamna Tatiana, dar da, dacă era... Deci acolo puțin, asta a întrebat-o dacă... Doamna, doamna, stați un pic. A tras concluzia că s-a culcat cu soțul, că au băut nu, dar întrebarea, dacă spuneți că era... Nu am spus că s-a culcat cu soțul meu. Tatiana,